Una din trei femei din Uniunea Europeană a fost victima violenței fizice sau sexuale cel puțin o dată în viața ei, potrivit unui studiu publicat de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, considerat cel mai vast realizat vreodată. Documentul a fost dezbătut la Bruxelles în prezența asociațiilor care luptă pentru drepturile femeilor. La întâlnire a participat și directorul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, Camelia Proca. O avem invitată în această seară în Observator. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să ne referim puțin la acest studiu care a fost prezentat la Bruxelles. Au fost realizate interviuri cu femeile din toate statele membre ale Uniunii Europene și aș vrea să vă întreb, sunt alarmante cifrele prezentate în cadrul acestui studiu? Sunt alarmante cifrele și asta a fost principalul mesaj care s-a transmis și la Bruxelles de către directorul agenției FRA și în prezența multor parlamentari, multor politicieni la nivelul Uniunii Europene. Nu putem să tratăm violența asupra femeilor ca pe o chestiune minoră sau o chestiune privată. Ea este o problemă publică care necesită acțiuni foarte serioase din partea tuturor autorităților. De ce s-a ajuns la acest studiu atât de vast? Pentru că existau foarte puține date privind violența asupra femeilor și nu exista posibilitatea unei comparații la nivel european. Fiecare țară avea propriile sale statistici, studii făcute la nivel național, pe metodologii diferite și atunci nu era posibil să tragem niște concluzii cu privire la ce funcționează în ce stat. Și pentru că la nivel european a fost de curând adoptată prin Consiliul Europei o convenție pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și violenței împotriva femeilor, care urmează să intre în vigoare în această vară, era nevoie și de un astfel de studiu ca să știm cumva la ce stadiu ne aflăm și să putem să urmărim în viitor parcursul pe care îl vom putea face cu ajutorul convenției și a măsurilor luate. Cum stă România comparativ cu celelalte state? România este cumva în al doilea eșantion ca și gravitate sau ca și frecvență a incidentelor împărtășite de respondente. Ne încadrăm în media europeană 30%, da? Este vorba de 24% dintre femei care au fost victime la violență din partea partenerului și 14% violență din partea altcuiva decât partenerul. Și aici intră în special violența sexuală, inclusiv hărțuirea sexuală. S-au întâmpinat probleme atunci când s-a făcut acest studiu? Au fost femeile deschise să vorbească despre aceste probleme? Pentru că știm, de multe ori, chiar dacă suferă, preferă să țină doar pentru ele și să nu spună mai departe, deși nu le este bine. Asta este o problemă care a fost destul de intens dezbătută și la Bruxelles. Faptul că cifrele sunt influențate de, să zicem, situația culturală, de cât de acceptabil este într-o țară sau alta să vorbești unei persoane pe care nu o cunoști despre experiențele tale de violență. În țările în care se vorbește și se fac campanii de conștientizare deja de foarte mult timp și este ok să spui că ai suferit o astfel de formă de violență pentru că rușinea nu este a ta, este a agresorului, atunci și femeile mărturisesc mai ușor și au curajul să se adreseze și autorităților pentru că știu că vor fi protejate. Situația în România, din păcate, arată că doar 17% dintre victime au contactat poliția în urma celui mai grav incident de violență suferit și asta spune ceva despre încrederea în instituții. Spune ceva despre faptul că o femeie preferă să rapde decât să raporteze pentru că este teamă de urmări. Este teamă că nu va primi protecție și că atunci când se va întoarce în aceeași situație în care este, agresorul va fi și mai violent cu ea, pentru că a încercat să raporteze. Așadar, din datele pe care le aveți voi, femeile care sunt victime ale violenței domestice nu au încredere în instituțiile statului. Asta arată studiul FRA, deci nu sunt niște cercetări făcute de noi, sunt rezultatele pentru România desprinse din acest studiu.
Ele sunt disponibile pe site-ul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Dar asta nu înseamnă că nu există. Și poate cazurile sunt mult mai multe. Și ar trebui să știe, pentru că dacă se adresează instanței, pot obține și un ordin de restricție, adică pot fi oarecum protejate. Există niște măsuri care trebuie să funcționeze și în practică. Problema este că deocamdată le avem pe hârtie, arată bine, în practică mai avem încă lucruri de îmbunătățit. Dacă vorbim de ordinul de protecție, aici există niște studii realizate de ONG-urile din România care au arătat că durează aproximativ 2 săptămâni de la momentul la care o victimă depune cererea pentru ordinul de protecție până când el este emis de către judecătorie. Merge prin judecătorii, da? Nu prin poliție. Ei bine, 2 săptămâni este o perioadă mult prea lungă. Nu se poate ca în situații de urgență să trebuiască să așteptăm 2 săptămâni, pentru că victima poate să moară. Nu se știe ce se poate întâmpla. Poate că de multe ori nici cei care sunt în jurul acestor persoane nu au curajul să anunțe că o cunoștință este victima violenței domestice, de exemplu. Nu, există această percepție în România că nu ne băgăm în treburile altora, nu este o chestiune publică, da, violența. Tocmai lucrurile astea trebuie să se schimbe. Percepția asupra violenței, că nu este o chestiune privată, este o încălcare a legii, așa cum pe stradă, dacă vedem că cineva dă în cap altcuiva, ne simțim datori să chemăm poliția sau salvarea, la fel ar trebui să reacționăm și când avem cunoștință despre situații de violență în interiorul familiilor sau în relațiile de cuplu, pentru că violența asupra femeilor nu înseamnă doar violență în familie. Legea românească este și aici deficitară, pentru că în alte state se vorbește de violență de gen, violență împotriva femeilor, violență care afectează femeile pentru că sunt femei, și sunt o serie de alte forme pentru care se definesc și servicii de suport. Da? De exemplu, în România nu avem centre de consiliere pe hărțuire sexuală. Persoanele care sunt afectate de hărțuire sexuală pot să apeleze, să dea în judecată persoane, dar este foarte dificil și este de cele mai multe ori descurajată de cei din jur. Știm cât de mult durează un proces în România. Da. Și cât de multe probe ai nevoie. De asta este nevoie de servicii de suport, care să îndrume victima, să cunoască foarte bine drepturile ei și, practic, să reprezinte o voce pentru ea. Asta este rolul serviciilor specializate, așa cum este serviciul de la ALEG, de la Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen în Sibiu, și cum sunt multe altele în țară, din păcate nu peste tot. Există în cele mai mari orașe ale țării astfel de servicii specializate, însă ele se susțin de cele mai multe ori cu fonduri proprii, nu beneficiază de sprijin de la stat, și atunci și sustenabilitatea lor pe termen lung este sub semnul întrebării. Noi la ALEG avem acest centru de consiliere deschis de 10 ani, din 2004 funcționăm. Și vin femeile? Vin, sigur că vin, pentru că altfel n-ar mai fi nevoie de noi. Vin și vin într-un număr tot mai mare în urma campaniilor de conștientizare pe care le-am făcut, și ajutorul mass media este foarte important în această privință. Și aici este un alt punct interesant în studiul care a fost publicat de FRA. În România, doar 47% dintre femei știu de existența unei legi care pedepsește violența domestică. Da? În România vorbim în lege de violență în familie. Există în codul penal prevederi și legate de hărțuirea sexuală, ar putea să fie pedepsite și aceste cazuri, însă deocamdată sunt foarte puține femei care reclamă acest lucru. Poate de multe ori nici nu știu unde ar trebui să se adreseze atunci când... Asta este mare problemă, adică știu, da. Ok, mă duc la poliție și cam atât. Poate nu știu că sunt și alte centre, serviciile alte locuri medicale unde pot fi ajutate. Sunt de asemenea des frecventate de victime, deci în interviurile care au întrebat respondentele unde ați apelat, la ce instituție ați apelat în urma incidentului de violență, spitalul și serviciile medicale au fost mai des menționate decât poliția. Asta pentru noi este un semnal că e foarte important să colaborăm cu sectorul medical, pentru că doctorii pot într-adevăr să identifice cazurile de violență
să pună întrebări dacă au suspiciuni și să îndrume victimele spre servicii de suport psihologic, juridic și așa mai departe. Desigur că medicul nu poate face toate aceste lucruri, dar poate să îndrume victima. Am întâlnit și cazuri în care femeile au ajuns la spital și nu au dorit să depună plângerea la poliție și atunci, bineînțeles, cazul a fost închis. Au primit probabil îngrijirile medicale și cam atât. Da. S-au întors acasă și de poate nu au ajuns... că poliția da. Poate să schimbe ceva în situația lor personală. De multe ori nu sunt pregătite să facă un pas decisiv. Și pentru asta e nevoie de servicii, de consiliere și de suport, pentru că e un întreg parcurs pe care îl parcurge o persoană ca să poată să pășească altfel în viață, să se aducă o schimbare în viața personală. E un domeniu în care ne schimbăm greu. Acolo este oaza noastră de liniște, da? În familie ne căutăm refugiul de toate problemele cotidiene. Dacă refugiul ăsta ne este atacat, atunci suntem foarte vulnerabili și este de înțeles că reacționăm foarte, foarte greu atunci când trebuie să schimbăm ceva acolo. Știți că se spune așa că bărbatul și femeia de multe ori au drepturi egale, nu se prea întâmplă așa. Poate prin trebui lege Da, prin lege, așa este. Poate ar trebui lucrat foarte mult încă din școală, din licee, cu copiii, cu elevii, pentru a învăța ce trebuie să facă mai departe și să înțeleagă că nu e bine ca în familie. Poate e important. Aceasta a fost o altă recomandare a directorului de la FRA, investirea în prevenire. Este foarte important, într-adevăr, cum spuneai și tu, să lucrăm de mici, cu fetele și cu băieții. E foarte important să fie implicați băieții și bărbații în combaterea violenței. Nu este o problemă doar a femeilor. Da? Dacă considerăm violența o problemă a femeilor, atunci nu o să o rezolvăm. Este o problemă a societății pe care o putem rezolva doar împreună, lucrând împreună. Există vreun stat la nivelul Uniunii Europene care să fie considerat model? Există state considerate model din punct de vedere al egalității de gen. Sunt cunoscute statele nordice. Însă în acest studiu a ieșit la iveală faptul că chiar și acolo femeile sunt încă supuse la violență, dar acolo ele au curajul să abordeze în mod deschis problema și să apeleze la instituții care le protejează. Deci este un prim pas. Violența e foarte greu să o reducem. Poate asta se întâmplă în 20 de ani. Da? Noi am început să luptăm cu problema asta de foarte puțin timp, cel puțin în România. Abia din 2003 există o lege în acest domeniu. Dar în țările în care s-a început de prin anii 80 să fie deschise adăposturi, să vorbească public despre violență, deja femeile își cunosc mult mai bine drepturile și nu acceptă violența la fel de ușor. Aș vrea să facem așa o recapitulare pentru ca să înțeleagă toate femeile. Se întâmplă un caz, da, de violență domestică. Ce ar putea face acea femeie? Unde ar trebui să se adreseze? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze? Poate să contacteze în primul rând un serviciu medical dacă este într-o situație de urgență care periclitează viața, da? Sau la poliție. Dacă nu are, dacă are nevoie de susținere în plus, poate să apeleze la un serviciu ca cel de la Aleg, pentru că noi putem să o însoțim, inclusiv în depunerea plângerilor, inclusiv în completarea acelei solicitări pentru ordinul de protecție, pentru că presupune și acela o birocrație și de multe ori faptul că nu este completată bine cererea atrage după sine respingerea cererii respective. Noi avem niște mecanisme la care putem să apelăm. Da? Avem fie avocați pe care putem să-i consultăm, avem un psiholog care poate să vorbească cu ele și să le ajute să înțeleagă că nu este vina lor. Cele mai multe dintre respondentele la studiu spuneau că nu apelează la ajutor pentru că se simt vinovate și umilite. Acestea sunt niște probleme psihologice care trebuie și cu siguranță abordate. Au nevoie de consiliere pe o perioadă mai lungă de timp. E vorba de niște traume care nu se vindecă peste noapte, atâta doar că în România nu prea suntem obișnuiți să apelăm
la psiholog. Decât facem, în cazuri extreme, probabil. Facem confuzia între psiholog și psihiatru, vedem problemele mentale ca fiind sfera psihologului și nu este deloc așa. Psihologul ne ajută să facem schimbări în viața noastră pe care singur nu reușim să le facem. Nu are nicio legătură cu sănătatea mentală. De obicei se întorc în familie aceste femei? Se întorc de acolo de unde au plecat? Există, să spunem, un ciclu. Ce se întâmplă în mod tipic într-o situație de violență? După un incident grav de violență, urmează așa numita lună de miere. Agresorul se jură, da, că nu mai face. Și promite că se va schimba. Și, sigur, prima tendință a victimei este să-l creadă. Asta ar fi cea mai bună soluție pentru familie, să se schimbe cel care are o problemă. Dar victimele care au trecut deja de mai multe ori prin acest cerc închis și au văzut că, de fapt, nu se schimbă, că după acea perioadă de lună de miere urmează un alt incident, poate și mai grav, nu mai cred și încearcă să facă ceva. Încearcă să obțină un ordin de protecție sau să divorțeze sau să-l convingă pe agresor să apeleze la un centru de consiliere. Există și varianta asta, nu la aleg, dar există astfel de centru de consiliere pentru agresori. Așadar, le-am dat acum câteva exemple ce pot face în astfel de cazuri. Sperăm să și țină cont de ele. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Observator. Și eu mulțumesc foarte mult.